Articolul 214. Un birou de avocat. Ora 9 dimineața. Avocatul, un licențiat începător, stă la biroul său studiind niște hârtii. O cocoană intră urmată de un tânăr. Cocoana este îmbrăcată cum purtau înainte vreme mahalagioaicele, cu barej Hawaii legată la cap, rochie și pieptar de lână de aceeași culoare și un tărtănaș conabiu făcut cu iglița. În mâini, mănuși de imitație de mătase, fără dește. E o femeie de vreo 50 de ani, destul de bine ținută, cam prea dreasă la obraz, sprâncenele ca niște lipitori, dinții cam negriți de ristic și de tutun, foarte veselă și vioaie, vorbește și gesticulează degajat, chiar cu multă volubilitate și cu o figură plină de expresie. Tânărul are aerul unui împiegat de minister. Redingotă de camgan la trei butoni, cravată strigătoare, pantalon de culoarea oului de rață leșească și pălărie cilindru. El urmează cu încredere pe femeie care intră cu pasul hotărât. Bonjour. Mă recomandați să-ți apopească vândova lui Priotu Sava de la Caimata, care a dărâmat o parte când a făcut bulevardul nou și fiul meu la Epopescu. Poftiți, luați loc. Oh, mersi. Vă rog. Uite la ce-am venit era noi la dumneata, care m-a recomandat o prietena noastră, fiindcă a avut și dumnea ei o chestie tot într-o pricină de par exemplu acum. Vine vorba și zice: du-te negreșit la dumnealui, că-ți face dumnealui treaba. Care cocoană, mă rog? Mița. Care e Mița? E, nu te mai faci acum. Mița de care-i divorțat-o dumneata. Ei, care-i divorțat-o dumneata de Procopoiu de la Ciulnița? Ah, madame Zaharidi. Da, așa te învață. Zaharidina. Pardon. Uite, ce mirosim. Am gustat de dimineață niște angherică de casă, că nu știu ce purdaine cum venea de cum m-am sculat, pardon, de la stomac. Și afacerea dumneavoastră e pentru... Lasă că-i spun eu. Eu i-am spus: Laie nu face pentru tine. Dar el nu, amurezat, n-ai ce-i face. Nu și nu, că se omoare dacă nu-l lași. Mamita, ai văzut acum îngafate, a? Furia tinereții, domnule, n-ai ce-i face. Asta e al tinerilor dat. Angelica, bat-o. Da, să-mi dai o sticluță să-ți aduc și dumitare nițica Angelica de casă. Da, e teribil. În sfârșit, cum stă chestia? El la ei. Lasă, mamiță, lasă, spui eu. Hai, poftim, spune. Na. Eu vreau să divorțez. Da, ești însurat de curând? De. Lasă, mamiță, lasă, ce eu sunt prost de 3 ani. Copii aveți? Aș, unde poate aia să facă? Da, și ce motive putem invoca? Nu mai convine, domnule, pentru ca să trăiesc cu dumneiei. Apoi asta nu e un motiv, trebuiesc motive. Dar parcă dumneata le ce treabă ai, să le găsești. Nu mai vrea omul să trăiască cu ea și pace bună. Bărbate, de unde nu, își ia căciulea și pleacă, iacă. Bine, pleacă, dar femeia îl urmează, trebuie, are chiar datoria să-l urmeze. Să poftească, ia că-i vine lui poftă, să meargă acolo unde a încercat mutul iapa. Tocmai acolo unde tot spune la universul că se bate, zice, cu englezii, boieri ăia. Buri. Cu boieri ăia. Ce fel de boieri ai dracului or fi și ăia? Încinși cu teica la fefelei. Să meargă după el, să mă ia pe dracu. Păi război ăla, ce te joci, sațu? Noi caută ei că e fata lui Popa Petcu, nu? Da, uitasem, Angelica. Da, ai înțelegut unde bate vorba Tarsiții Priotese, nu? Lasă-te, rog, cocoană. Lasă-l pe dumnealui să răspunse la întrebări. Altfel nu poți ziza speța. Da. Mă rog, să vedem. Ce plângeri pozitive și întemeiate pe probe putem să aducem contra soției noastre? Berechet! Cum? Cu martori! Ce or să spuie, de exemplu, martorii?
Ei, bravo! Dar dumneata ce treabă ai? Să înveți ce se spune, nu? Că martori găsim noi. Mai întâi, domnule avocat, eu vreau să dau divorț, fiindcă nu mai iubesc pe dumneai. Dar dacă dumneai te iubește pe dumneata? Fie el luxoasă și... Da, amice, te cred, dar astea nu sunt motive. Dar jur eu ca mama lui. Putem să dovedim un adulteriu? Înțelegi ceva să zică un adulteriu, domnule? Știi că mi-ai plăcut aici? Apoi nu e așa, cucoană. Da, cum? Știi cât e de greu să stabilești elementele pentru proba legală a adulteriului? Ei, bravo! Dumneiei, domnule avocat, am martori, umblă toată ziulica pe la tante ale dumneiei. Știu eu ce face dumneiei pe la tante ale dumneiei, că dumneiei are vreo 4 tanti. Oalea! Ce spui, țață? Nu zici 5, bancă 6. Pe Rădulească, pe Popească, pe Ionească, pe Otopeanca, pe Hurdubiluaia, pe Popească aia-nalaltă, a lui Machi, al Pope, al Zamfirache, de mai zice și Ampotrofago, că a băgat spaima mala. Uite așa umbla cu patacele și cu basălma cu un cap. Că-mi fu la alegeri, dar spar capul lui bietul Guță Băncuță, fiindcă nu vrea omul să fie cu oții ăștia de venitere la putere. S-ar fi stârpit sămânța de liberali, auzi, liberali, să ne norocească o lume de să grănea cu o bucățică. Ce are a face acum politica? Lasă, mama, lasă, cocoană. Nu las, nu vreau să las, că dacă n-am mai avut alți copii și să-l văd nenorocit care numai pe el îl am. E vorba doar de a proba că lipsește de la cea mai sacră datorie conjugală, dacă... Da, ai cunoscut-o dumneata pe măsă? Ce pramatie, ce catifea, să spune... Angelica, mai rămâne să găsim altceva. Te insultă vreodată? Aplică, domnule, totdeauna așa vorbe triviale, care nu aș putea pentru ca să vi le zic în persoană, în prezența mamiții. Destul! Și pe urmă, să vă spun drept, nu mai dă nici mâna pentru ca să-ți iei o nevastă fără zestre. N-ai luat zestre? Zestre? De la cine? De la Popa Petcu? Să-i rămâie moștenire când o muri bețivul, căldărușa și datorile de la moartea vânătorului, unde bea toată ziua și toată noaptea pe catastif și joacă tabinet cu ginersul și cu alți spânzurați. Cu ginersul de... cu Tache Hengheru, care are antiprize de flașnetă în Popa Tatu și iarna vicleiei morgolteni. Lasă, mamițo, lasă. Nu mai dă mâna pentru ca să ții nevastă fără zestre. Mai ales că a fost o nenorocire cu ocazia bugetului, da, care am devenit suprimat pe 1 aprilie. Și ce salariu avea? Mărea cu sarea. Avea și el 150 de lei pe lună și la suprimatere. Cu 150 de lei ai lui o să se procopsească statul. În mațe să le stea ei 150 de franci. La suprimatere, că l-a însemnat Ampotrofagul. Suplimale-ar Dumnezeu luminițele ochișorilor din cap. Să ajungă să-i văd orbeți pe toți cu mânușița întinsă pe strada la Clemențe, la colțul lui Butculescu, la suprimată rău. Bănașule, poftiți la dejun. În sfârșit, mai veniți zilele astea pe la mine, ne vom mai consulta, poate că găsim ceva. Nu cumva ai vreo scrisoare de la soția dumitale? Câte? De când trata amor? Ba, am vreo 3, de când eram astă toamnă cu domnul inspector trimis în anchetă în Dobrogea. Am stat vreo 3 săptămâni și dumneiei era strașnic de supărată că nu-i trimitea mereu parale. Bravo! Vino mâine, poi mâine dimineața cu scrisorile. Poate să avem șansă. Cine știe, poate să avem mare șansă. Conașule, se răcește. Atunci, la revedere! La revedere! Stai, mamito, stai, nu așa eu. Hai, mă, încă foarte! Același birou de avocat. În acea zi, orele 4 după amiază. Afară de ăștia, nu m-a mai căutat nimeni? Ba da, conașule, un popă și o damă tânără. A zis popa că vine mai târziu. Ia, vezi cine e.
popa și cu dama cea tânără. Poftiște-i, poftiște-i înăuntru. Poftiți, vă rog. Blagoslovește, părințele. Domnul taic. Ia poftiți, luați loc. Mersi. Dumneavoastră sunteți fica părintelui, domnișoară? Nu sunt, domnișoară, domnule. No, mai e de 3 ani, domnișoară, biata fată. S-a dus de mult bunul ei. Acum că gândim dacă o vrea maica precista să divorțăm. Damă care va să zică, damă? Da, domnule, damă. Așa tânără? De câți ani, doamna mea? Am împlinit 18 la 2 decembrie trecute. La 2 decembrie? Da. Așa tânără. La Sfântul Proroc, avacum. Avacum, da, așa tânără. Și fără noroc? Fără noroc, da. Dumneata? Uite, ia, dacă n-a vrut maica domnului. De-aia am venit la dumneatale. La mine. Pentru ca să o divorțezi. O divorțez. Și Helbet, cunoaștem și noi filotimia obrazului. Al dracu am răgușit. Sfintele sărbătate. Slujbă multă. Al dracului și lumânările proaste fac fum. Părinte, nu luați o cafea, doamna. Nu iau o dulceață, bomboane. Mersi. Dacă ai fi bun, mai bine un pahar de vinișor. Mâncai niște afuriți de țâri. M-ați chemat, conașule? Adu dulceață, o carafă cu vin și una cu apă. Dar, pardon, am uitat să întreb cum se numește doamna. Acrivița Popescu. Acrivița. Frumos nume. Acrivița. Oh. Nu-i vorba, am mai băut un păr el. Fusea din ori pe la Hanul Roșu, de gustai un pelin la Bărăție, la Andrei. Ah, la Andrei, da. Da, luai de probă pentru casă, vă 3 chile. Am adus, conașule. Părintele servește vinișorul, da? Oh, mi-am uitat, Batista. Poftiți, doamnă, luați-o pe mea. Poponax. Da, parfumul meu favorit. Și al meu? Și al dumitale. Strașnic vinișor, taic, nu-i păcat dacă mai torni unul. Aoleu, și stai că merge bine cu țiri. Pe când avocatul pledează cu multă volubilitate, foarte încet și de aproape a criviții, și dânsa se face din ce în ce mai roșie la obraz, fără să răspundă, părintele scoate din buzunar un țâr, pe urmă ia de pe masă un prespapie care reprezintă bustul lui Ciceron în bronz, ține țârul de coadă culcat pe marginea biroului și îl bate bine cu capul bustului să-l frăgezească. Este o situație de nemeritat care merită a fi fericită. Eu fericită. Strașnic vinișor. Și noroc cu țirii. Așadar, să vedem ce motive putem invoca. Ce motive? Ce motive? Dacă o despart eu, că-i sunt tată și pace bună. Nu mai vreau să o las să trăiască cu un pârlit. Cu un fecior de... Apoi nu merge așa, părințele. Trebuie să găsim motive și le vom găsi. Trebuie să le găsim. Păi găsește-le, taică, de ce ești mânata avocat? Stai la ușă să nu intre nimeni fără să mă anunți. Ai înțeles? Am înțeles. Să vedem, doamnă. Să vedem. Da. Se poartă nedelicat cu dumneata? Prea nedelicat. Te insultă vreodată? Numai odată? O înjură de părinți. Mizerabilul, față cu martori? Nu, în particular. Zice că e în glumă. Ce fel de glumă? Vorba aia, glumă. A părăsit vreodată domiciliul conjugal? De câte ori? Mergea pe afară. Zicea că cu inspectorul, când era în slujbă. Când era în slujbă, acum nu mai e. Da, acolo l-a luat dracu, l-a sublimat de la Paști. Odată, astă toamnă, m-a lăsat fără un santim acasă și a stat vreo 3 săptămâni în Dobrogea.
I-am scris de 10 ori și nici nu mi-a răspuns. În Dobrogea. Și toată ziua și toată noaptea la bilăria cooperativă cu actori și cu actrițe. Și am uitat. Cum îl cheamă pe bărbatul dumitale? Laie Popescu. Laie Popescu. Feciorul da. Tarsiții Popescu-i vădăva lui Popa Sava de la Caimata, care a dărâmat-o răpăsatul pache, Dumnezeu să-l ierte, când a făcut bulivardul nou. Doamne! Da! Afacerea dumitale e ca și terminată. Motivul este găsit. Ești ca și divorțată. Îți dau parola mea de onoare. Te rog să ai toată încrederea în parola mea de avocat. Te divorțez cum mă văd și te vezi cu cea mai mare urgență. Mersi! Ce este? Conașule, a venit cocoana aia și cu fiul său care au fost răieri. Părinte, doamnă, vă rog, iute, treceți dincolo în salon. Iute, vă rog, e cineva care are o afacere. Numai câteva clipe, vă rog. Vă rog foarte mult. Bonjour. Bine că ați venit, vă așteptam. Chiar acum am pomenit de dumneavoastră. Să mă îngrop. De-aia să ghițam eu adineauri. Eh, dar ce ne facem? Că băiatul n-a găsit scrisorile alea. Pe semne că el a furat, nu-i? E capabilă. Da. Ce se aude acolo? Cine bocă? Nu, e feciorul meu. Eh, și cum ziceam de scrisori? Cocoană, nu mai este nicio nevoie de scrisori. Cum? Am găsit eu alt motiv mai puternic decât toate. Afacerea fiului dumitale este ca și terminată. E ca și divorțat. Pot să-ți dau parola mea de onoare. Ce-mi dai? Ei, nu. Parol să mor. Mă rog, dumneata ești un caragios? Cum, domnule? Lasă-mă să-i sprevesc. Ești un caragios, ori ești serios, hotărât să te desparți. Serios, domnule? Dar ei iar bocanește dincolo. Bine, stați puțin. Am pe cineva în salon. Da, să-mi aprind o țigară, e un chibrit. Ia te uită, a mâncat cineva țir pe masa avocatului. Uite ce e. Da. Dacă eu aș putea convinge pe soția și pe socrul dumitale să vă despărțiți de bunăvoie, ce ai avea de zis? Bucuros! Dumneata, dumneata ce zici? Că dumneata ești interesat în cauză. Păi ce să zică el? El zice ce zic eu. Eu zic ce zice mamița. Atunci, atunci stați să-i chem de dincolo pe clienții mei. Da. Poftim, doamnă? Doamnă, vă rog, poftim, părințele. Sabalaier, sunt taică părinte. La preoteasă. Atate, mama Ana. Care va să zică, v-ați hotărât, erășet nevastră? Da, slobod. Da, păi lac să fie, că broaște. Lași că-s cunoaște în guriță. Ce sfețață? Mamiță. Lași, tau-și din gură, prostule. Gurița mea ai. Gurița dumitale. Ei, acum ne-am înțeles, lăsați mofturile. Care va să zică, este hotărât. Fiecare soț dorind deopotrivă să se despartă, vom face cererea împreună, întemeiată pe articolul 214, consimțământ mutual. Dumneata șescolea și scrie, da. Să facem petiția. Așa. Ai văzut? E? Ce-mi dați? Bravo-s! Tot noi să-ți dăm? Să-ți dea dumneai ei. Bată-te norocul, uitasem. Ți-am adus sticluța cu anghelică. E teribilă pentru stomac și pentru... Da. Parol să mor. Scrie, da. Domnule președinte, Dinte. Subsemnații numele dumitale întreg. Ce frumos! Le dictezi dumneata, domnule avocat? Ești... Un circ, ăsta e tot ce poate fi mai bun la vinișor.